Stimați cetățeni, în primul rând cetățenilor vreau să mă adresez. Este un subiect care e greu de înțeles, dar el trebuie înțeles. Și trebuie să ducem o muncă de convingere și de explicații ca toți să înțeleagă acest subiect, ce s-a întâmplat și cum anume să remediem această problemă. Pentru asta, haideți să ne imaginăm, nu știu, un cetățean de rând care tu ai un împrumut la banc. Decizi să nu-l plătești. Până când parcă are sens și ești în câștig. Dar acum imaginează-ți că tu ești acționar la acea bancă. Și atunci banca ta are probleme și atunci tu, pe viitor, în viitorul imediat și de termen mediu și lung, ai probleme financiare. Asta este esența propunerii dragilor socialiști. Noi am fost cei care am strigat și nu odată că miliardul trebuie întors de la cei care au furat. Dragi socialiști, dacă vă interesează unde este miliardul, întrebați de colegii de alianță și nu veniți aici cu nici populism, nu pot să-l numești, dar-s prostii. Eu vă promit. Dragi socialiști, nici în iubita voastră Rusie nimeni nu se bagă la rezervele băncii naționale, băncii centrale. Nici acolo. Dați-mi un exemplu de marazm economic care îl propuneți astăzi. Stimați colegi, și asta nu trebuie să ne fie frică să luăm. Doamna Laiba, opriți-vă un picuț, vă rog. Stimați colegi, calmați-vă. Stimați colegi, foarte bine, dați dovadă de calm. Stimați colegi, ne place, nu ne place, dar haideți să dăm dovadă de comportament. Vă rog și fac apel la calm, să nu întrerupem. Domnului are 5 minute încă reglementar, vă rog. 7. Gata? Spați să vorbesc? Mulțumesc. Nimeni nu spune că această crimă nu trebuie pedepsită. Dimpotrivă, am cerut și o să cerem recuperare și pedepsirea celor vinovați. Dar cu populismul trebuie luptat și trebuie să avem puțin curaj să nu recurgem la populism, chiar dacă și el este atractiv, și să avem puțin curaj să îl arătăm cu degetul atunci când el se întâmplă. Și e cu asta noi o să ne ocupăm. Această lege a fost declarată neconstituțională odată și eu îmi exprim marea speranță că această lege va fi declarată neconstituțională și a doua oară și dacă o să mai veniți și a treia și a patra. Pentru că eu tare sper că în țara asta mai există unele contrabalanțe la porcării și prostii care vin din acest parlament. Pentru că în 2 ani eu nu mi-amintesc măcar o ședință în care să nu se fi votat măcar o prostie. Și asta este prostie din ședința asta. Cei care au furat, acum probabil astăzi au să anuleze datorie. Ei nu au să anuleze furtul, ei au să anuleze datoria față de Banca Națională. Miliardul de la dragi cetățeni, miliardul o să rămână furat, miliardul o să rămână nerecuperat și o să ne mai trezim cu încă o gaură de termen lung pe care noi și copiii noștri o să plătească dacă o să decidă să trăiască în această țară. Acest furt a avut efecte, haideți să ne amintim, eu cred că vă amintiți cu toții ce efecte negative a avut acest furt în 2014. Fiecare cetățean a suportat și a susținut cheltuielile acestui furt. Inflația care a stat într-o limită decentă timp de câțiva ani a explodat. Rata dobânzilor, fiecare om care a avut un împrumut la bancă a resimțit acest cost. Rata dobânzii la fiecare împrumut a crescut. În 2015 niciun antreprenor întreg la cap nu se împrumuta de la bănci, pentru că rata dobânzii era 24-26. Asta este cel mai probabil efectul, iată, acestei propuneri pe care trebuie să ne așteptăm în viitorul apropiat. În 2015 doar statul se împrumuta și eu de asta și-am întrebat. Noi anul ăsta vrem să împrumutăm pe piață aproximativ 7-8 miliarde de lei. La ce rată o să ne împrumutăm peste câteva luni? N-am primit răspuns. Răspunsul este pentru mine clar, la o rată usturătoare pentru cetățean, pentru că eu nu cred că voi aici plătiți toate impozitele din țara asta. În 2014, după ce a explodat situația la nivel macrofinanciar,
cheltuielile au fost resimțite de fiecare cetățean, repet, prin scumpiri la energie electrică, la gaze naturale, la resurse, la fiecare produs de consum, de la pâine, la fructe, la legume, la medicamente și așa mai departe și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat a fost o crimă care trebuie pedepsită și miliardul trebuie întors, dar nu cu mâinile voastre. Pentru că ceea ce vreți să faceți astăzi este o următoare crimă împotriva oamenilor. Vă mulțumesc frumos și mulțumesc că nu m-ați întrerupt și a doua oară.